Totuși, iubesc mântuirea lui Dumnezeu, să spunem fără încetare, preamărit să fie Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze, ca și soroși, scumpul meu Domnul, doresc ca Domnul să ne binecuvânteze inima, să ne apropiem cu un respect față de vocea lui Dumnezeu. Întotdeauna obișnuiesc, când mă ridic în fața poporului Sfânt al lui Dumnezeu, să fac o mică pauză. Și înainte de a rosti binecuvântarea Domnului peste popor, peste numele Domnului, am o întrerupere și aștept legătura Sfântă. Întreruperea aceea până când se ridică receptorul. Prima dată sun și apoi se ridică receptorul. Mă rog ca Dumnezeu să ridice receptorul și să-mi transmită mesajul potrivit. Mesajul care să mai vină încă o dată în întâmpinarea nevoilor și Domnul să vă binecuvânteze. Timp ce stăteam jos pe bancă, Duhul Sfânt mi-a derulat câteva experiențe, câteva lucrări pe care le-a făcut în dreptul meu și m-am îndreptat în spre tineri, în partea bărbaților tineri. Dumnezeu vrea să lucreze și vrea să fie mai departe lucrători. Nu știu cât de involvați sunteți în vestirea Evangheliei ca și tineri, însă vreau să încurajez frații tineri. Chiar dacă ei nu au propria lor viziune de a-L sluji pe Dumnezeu și nu înțeleg chemarea, în anumite circunstanțe, Dumnezeu folosește alți oameni prin care ridică generații. Mi-aduc aminte când Dumnezeu m-a chemat la 19 ani, a venit la mine fratele conducător de atunci, un bătrân, Domnul să-l binecuvânteze. A pus mâna pe umărul meu și a zis, Samuele, ziază înainte, Dumnezeu te cheamă în lucrare. Din luată am simțit că mi se lovește genunchii, începusem să tremur din bărbie și am zis, nu, vino cu mine. Aș vrea ca tinerii să fie foarte atenți. Am ajuns în fața poporului și, înainte de asta, fratele mi-a spus așa, îndreaptă privirile spre Tatăl tău. Încearcă să ai un contact vizual cu Tatăl tău, Părintele. Descrie-l în câteva cuvinte la nivel de minte. Și apoi, când te ridica în picioare, vei vedea că poți să îl descrii pe Tatăl tău din cer. Ia Scriptura și încearcă să vorbești despre El. Acesta este motorul vieții mele. Este motorul cu care am început să slujesc pe Hristos. De atunci până aici, sunt 13 ani și slujesc pe Hristos. Niciodată n-am crezut că pot să ajung într-o extremitate nordică, Canada, în Montreal, la Calgary de 10 ani, să slujesc pe Hristos. Mare este Dumnezeu. Atunci când crezi că nu poți să faci ceva, crezi că pentru tine nu este cu tare sau cu tare lucru, vreau să spun că Dumnezeu te cheamă, mărturisește. Dumnezeu să binecuvânteze generația tânără. Să facă slujitor. Care să strige în pustiu. Este un pustiu și este un ogor înțelepit. Dar Dumnezeu are oameni în rând prin care vrea să se proslăvească. Una din scopurile cele mai importante în care Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, Evanghelia după Ioan, capitolul 10, cu versetul 10, spune așa. Eu am venit ca oile mele să aibă viață. Să o aibă din verșul. O viață de nota 10. Ioan 10 cu 10. Am venit ca oile mele să aibă viață. Este o onoare și un privilegiu pentru toți aceia care suntem în slujba lui Dumnezeu să vorbim despre cel mai mare eveniment care a putut să aibă vreodată în universul acesta. Pentru mine, pentru toți ceilalți, prin cântare, prin vestire, printr-o altă lucrare, să spui că în istoria omenirii, prin perindarea miliarde de oameni pe acest pământ, de la Adam până în prezent, vorbim despre un eveniment care a schimbat în totalitate mersul sau cursul
lumii acesteia. Chiar dacă știința îți susține reușitele ei, și adevărat, se laudă cu reușitele, faptul că au ajuns în postul, da? Au ajuns în postul, s-au aterizat pe lună și pe alte planete. Este și asta o reușită și un eveniment. Dar pentru noi, Ioan 10 cu 10, spune, eu am venit. Da? Adică m-am întrupat, conform Ioan, capitolul 1, cu versetul 1 jos. Este cel mai mare eveniment. Întruparea Domnului nostru Iisus Hristos, faptul că a călcat pe pământ, nu pe lună, printre oameni păcătoși, muritori ca și noi. Dar a venit să le schimbe, să le dea o viață din veșor. Acesta este evenimentul pe care îl glorificăm. E în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. De câteva zile vorbim despre nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Texte care, împachetate la oaltă, ne ajută să înțelegem exact felul cum s-au derulat toate evenimentele care înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, în vechime se vorbește foarte mult despre Domnul nostru Iisus Hristos, chiar dacă sub forma tainei și nu era cunoscută, dar astăzi este cunoscută și înțeleasă de noi. Aș vrea să mai atașez încă un verset pe lângă textul care s-a citit, dar nu înainte până a atașa cel verset și a intra într-o scurtă introducere referitoare tot la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Textul care l-am citit spune, după ce s-a născut Iisus, după ce se naște Iisus, acum fac o corelare cu versetul 1, la versetul 11, magii au văzut pe cel ce s-a născut, și după ce au văzut pe cel ce s-a născut, versetul 12, ultima parte spune, au plecat spre țara lor pe un alt drum. Când se naște Iisus Hristos în viața cuiva, persoana îl simte, îl pipă, el trăiește, ca și femeia cu stulgi de sânge. Atât de aproape de Hristos, atât de aproape de El, încât să-L atingi, îl vezi, îl pipă, îl simți. Și atunci, viața ta merge pe un alt drum. Dacă te afli în această seară pe un drum mai abătut, Iisus Hristos, în această seară, cred că prin prezența Duhului Sfânt, este aici. Și vrea să schimbe drumul vieții tale. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cred că întotdeauna sunt abate spirituale. Sunt apăsări. Și în popor sunt. Dar când venim la casa Domnului, Domnul Iisus, prin cuvintele sale, a spus, veniți la mine. Toți cei trudiți și împovărați. Deci eu vă dau odihnă. Măriți să fie numele Domnului. Lucrul acesta îl așteptăm și îl dorim ca să căpătăm din belșug. Viața o dorim mai departe. O viață din nota 10. Te poate însoți în viața de zi cu zi. Viața din nota 10. Doamne, dăruiește-ne aceasta. Dorim să avem nota 10 și la școală, chiar cu felicitări, cu plus. Ioan ne spune 10 cu 10, da? De 20. Peste asta nu se mai trece. Dumnezeu e perfect și ne dă viață perfectă. Acum, dacă Dumnezeu ne-l a trimis pe Iisus Hristos perfect, așa este, ne-l a trimis perfect, s-a întrupat perfect, un miel fără cusur, fără vreo meteahnă trupească, fără defecții, așa, cum l-am trimis noi înapoi? El ne dă o viață din nota 10, da? Perfectă, desăvârșită. Domnul Dumnezeu, Tatăl, îl trimite pe Fiul Său perfect. Dar noi îl transformăm. Și îl trimitem diferit de cum a venit. Spuneam că am adus imaginea aceasta ca să vă creez posibilitatea să meditați. Trebuie să meditați pe parcursul mesajului, nu doar să ascultați. Trebuie să medităm Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să mă duc un pic în timp de la nașterea Domnului Iisus Hristos înapoi,
aproximativ 700 de ani. Și voi face o referire unde veți observa un Dumnezeu care luptă, un Dumnezeu care se implică că dacă oamenii nu făceau voia Lui și nu era plăcut înaintea Lui ceea ce făceau. Este vorba despre Isaia, profetul Isaia, care vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Despre o naștere care va avea loc la împlinirea vremii. După spusele Apostolului Pavel la Galateni, la Dumnezeu, la împlinirea vremii, a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere. Însă, diavolul cunoștea planul acesta. Și a încercat, vom înțelege capitolul 7 din Isaia, cum diavolul prin anumiți oameni, împărați, căpetenii, să distrugă planul lui Dumnezeu. Biblia ne spune clar că Domnul Iisus avea să descindă din David, din casa lui David, datorită legământului dintre Dumnezeu și David, Dumnezeu și-a păstrat legământul. Însă în Isaia, capitolul 7, se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva. Și cel vrea să deraieze lucrarea care avea să aibă mai târziu cu 700 de ani, adică nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Doi împărați, era pe vremea împăratului Ahaz, împăratul Iuda, și al doi împărați, împăratul Sirii, era Rețin, și celălalt Peca, împăratul lui Israel, acu alianță împotriva împăratului Ahaz de a distruge casa lui. Și Ahaz, bineînțeles, era descendentul lui David. Prin acest plan era în vedere să fie distrusă casa lui David. Și dacă ar fi fost distrusă, Hristos nu s-ar mai fi născut din David. Și am fi avut un Dumnezeu neputincios. Un Dumnezeu care nu duce planurile la bun sfârșit. Dar am să reproduc versetul din Isaia, unde spune cu versetul 4, Dumnezeu îi se adresează lui Ahaz, prin profetul, prin prorocul Isaia, spunându-i, ia seama și fii liniștit. Despre Ahaz îi se spune în 2 Împărați, capitolul 16, că nu a făcut ce era plăcut înaintea lui Dumnezeu și că a recurs la practicile idolatre. Ce a făcut părinții lui? Cu toate acestea, Dumnezeu se implică, era în interesul lui Dumnezeu să lupte pentru casa, pentru cauza lui David. Și spune, ia seama și fii liniștit. Versetul 7. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Așa ceva nu se va întâmpla. Și nu va avea loc. Slăviți să fie numele Domnului. De ce? Pentru ca Ahaz să rămână mai departe. Ei aveau de gând să pună pe un împărat pădân, netăiat împrejur. Fiul lui Tabel. Cunoscând istoria, am să vă las cu dumneavoastră să citiți mai departe. Dar Dumnezeu a zis, nu se va întâmpla lucrul acesta. După Ahaz trebuia să se nască Ezechia. După Ezechia trebuia să se nască Manase. După Manase, mai departe, Iosia. Și așa mai departe, până la Iosif și Maria. Aceasta este linia genealogică. Dragi și surori, acesta este Dumnezeul nostru Tatăl, care luptă pentru interesul Lui. Și în zilele noastre ne bucurăm că Iisus Hristos s-a născut. Nu mai este un bebeluș legănat. Nu ne mai închidăm înaintea Lui Iese, ci ne închidăm înaintea celor care a spus primul martir. Primul martir. Ștefan. Iată, văd cerurile deschise. Și pe Fiul Omului stând la dreapta puterii lui Dumnezeu. Glorificat să fie acesta. Iisus Hristos. Fiul Omului. Umanitatea și divinitatea Domnului nostru Iisus Hristos. După ce s-a născut, duminică am să recapitulez foarte puțin o
o idee cu privire la nașterea Domnului Iisus Hristos și mă amintisem de ce Dumnezeu nu l-a trimis pe Iisus Hristos direct din cer. Putea să facă. De ce Dumnezeu nu l-a trimis pe Iisus Hristos născut dintr-un bărbaș, o femeie, soț și soție? Dar nu a făcut-o. Pentru că dacă se năștea dintr-un bărbaș și o femeie, s-ar fi născut prin păcat și nouă nu era greu să credem în divinitatea lui Iisus Hristos, că El este Fiul lui Dumnezeu. Dacă vinea direct din cer, atunci nu putea să moară, că nu era om. De aceea este bine să înțelegem umanitatea și divinitatea Domnului Iisus. Iisus într-o singură persoană și om, dar și Dumnezeu. Am să încerc să explic prin termeni cât se poate de simplu cu Scriptura. Să înțelegem pe Iisus Hristos că este om, dar imediat devine Dumnezeu. În Epistola lui Pavel către Filipeni și debutez cu acest verset în a explica umanitatea Domnului nostru Iisus Hristos, spune așa Apostolul Pavel la Filipeni, capitolul 2, cu versetul 6. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Ce înseamnă termenul de dezbrăcare? Dezbrăcat. Nu înseamnă că Domnul Iisus a renunțat la atributele sale dumnezeiești. Termenul de dezbrăcare înseamnă umilință sau smerenie. Și în cele ce continuă, versetul spune, el ia un alt rol, un nou rol, pe lângă cel care l-avea, de a fi Fiul lui Dumnezeu. Se dezbracă, adică se umilește și ia un rol nou, o poziție nouă, care este chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Versetul 8, la înfățișare a fost găsit ca un om. Deci Iisus a fost un om. Să începem cu umanitatea Domnului nostru Iisus Hristos. În Evanghelii sunt o sumedenie de referințe biblice în care întăresc umanitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru a prezenta umanitatea Domnului nostru Iisus Hristos este necesar să vorbim despre nașterea Lui din picioare. Este ceva normal. Este o naștere biologică. El s-a născut ca oricare alt om. Odată cu creșterea sa, nașterea sa, creșterea lui este prezentată în Luca, capitolul 2, cu versetul 52. Spune, și Iisus creștea. Luca 2, cu 52. Și Iisus creștea în înțelepciune, adică în intelect, așa, în statură, fizic, și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Iisus Hristos se evalua din punct de vedere omenesc. Îl întâlnim că odată cu creșterea lui din punct de vedere fizic și intelectual, întâmpină dificultăți trupești. Era Dumnezeu întrupat. Dar s-a făcut asemenea oamenilor. Se îndrepta spre Samaria, la o fântână a lui Iacob. Fântâna lui Iacob. Stă de vorbă cu o femeie. Și în călătoria sa spune acolo Biblia, Iisus ostenit de călătorie. Adică epuizat trupește. Îi cere unei femei apă. Trupul slăbește. Are nevoie de apă. Iisus Hristos a avut nevoie de apă. Era om. Era cuprins de stări sufletești, de compasiune, de tristețe. Avem cel mai scurt verset din Scriptură. Îl știe careva? Ioan 11 cu 35. Iisus plângea. Oamenii au sentimente. Oamenii iubesc. Oamenii plâng. Și Iisus
plânge. Iisus, plânge. Da. Iisus Hristos, ca și om, spune Apostolul Pavel în Evrei, a fost ispitit în toate felurile, dar fără păcat. De aceea El n-a moștenit păcatul, pentru că a fost o lucrare miraculoasă Duhului Sfânt. A fost implicarea lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt. Printr-o umbrire. Și Domnul Iisus Hristos nu moștenește păcatul, nu se naște în păcat și a trăit o viață fără de păcat. Perfect! L-a trimis perfect, a trăit perfect. Măriți să fie în modelul vieții noastre. M-aș limita aici la umanitatea Domnului nostru Iisus Hristos și faptul că vreau să insist un pic și pe plasura cealaltă a divinității Domnului nostru Iisus Hristos, ca să înțelegem că Domnul Iisus, faptul că era sete, faptul că era ostenit, faptul că era chiar și foame după 40 de zile, Iisus a plămânzit, spune, în sufletul, faptul că creștea și evalua din punct de vedere fizic și intelectual, lua poziție imediată cu atribuții Dumnezeu. Cea mai bună explicație cu privire la divinitatea Domnului nostru Iisus Hristos începe cu ucenicii. Domnul Iisus avea să se reveleze mai întâi înaintea lor că este Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeul întrupat. Și ucenicii, chis poate veni, au trebuit să treacă din două ori prin același loc, aceeași lecție, ca să recunoască că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Este prima experiență în Matei, capitolul 8, este vorba despre o furtună pe mare. Bineînțeles că furtuna a fost peste puterile lor și îi depășea ca să se împotrivească naturii. Domnul Iisus Hristos parcă încearcă să stea deoparte. Dar ultimul verset al pasajului spune acolo: ce fel de om este acesta de la ascultă sână și vântului și mare? Iisus își exercită aici puterile supranaturale, puterea de Dumnezeu. Cearcă vânturile, iar ucenicii sunt într-o confuzie. Un om nu poate să facă lucrul acesta. Îl vedem ostenit, îi vedem prin sete, plânge și multe altele, dar acum cearcă vântul. Domnul Iisus trebuie să treacă încă o dată prin această experiență. Întoarcem câteva fire, ajungem la Evanghelia după Matei, capitolul 14. Cu 22, începe un alt text, tot o furtună primară. Tot într-o corabie. Dar de data aceasta se întâmplă altceva. Se întâmplă altceva. Și ucenicii, în versetul 33, exclamă: cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și au zis: cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să-i fie numele. Amin. Nu mai este om. Ucenicii au recunoscut: acesta este Fiul lui Dumnezeu. Acesta și-a luat puterea, atribuția de Fiu al lui Dumnezeu. Glorie lui Iisus Hristos. Am să mai aduc câteva exemple privitoare la divinitatea Domnului Iisus Hristos și vreau să vă spun că Iisus Hristos, în raport cu Dumnezeu Tatăl, își menține egalitatea prin consimțire, adică prin înțelegere. Domnul Iisus, în dialogările sale cu farisei, cu cărturarii, întotdeauna a spus: lucrările pe care le fac eu nu sunt ale mele, ci Tatăl. Ele mărturisesc despre mine.
Tatăl i-a dat lucrările. Spune Biblia că și prin cuvintele lui Ioan Botezătorul, el mărturisește ce a auzit, ce a văzut, adică ceea ce i s-a încredințat, ceea ce i s-a consimțit. Aceea face Domnul Iisus. Aduceți-vă aminte când patru persoane din pricina îmbulzirii oamenilor și a acelei clădiri arhibline, neputând să intre ca un om normal în încăperea aceea, în camera aceea, au trebuit să rămână acoperișul și să intre pe acolo. Remarcați, odată ce s-au coborât acolo, Biblia spune, în mijlocul adunării, înaintea lui Iisus. Când aduci un loc, aici fac o mică paranteză, când aduci un bolnav, când vine un suflet apăsat, vine în mijlocul adunării, adică în atenția poporului și înaintea lui Iisus. Să ne ajute Domnul. Asta este o paranteză. Dar, odată cu venirea acestui loc, Biblia spune, Domnul Iisus direct îi spune, fiule, păcatele sunt iertate. Parcă Domnul Iisus Hristos nu cunoaște nevoia omului. Omul acesta avea nevoie să umble. Da? Păcatele nu se vedeau. Dar ceea ce era vizibil, palpabil, trebuia să umble. Și imediat auzul acestor cuvinte, cine poate să ierte decât numai? Dumnezeu. Omul acesta hulește. Omul acesta hulește. Domnul Iisus, prin consimțire, își atribuie dreptul de a ierta păcatul și spune așa, ca să știți că Fiul omului are putere să ierte păcatele, fie sporuncesc, spune-te, pentru că spate se dovedește că aici este Fiul lui Dumnezeu. Dovada că s-a ridicat, glorificat să fie numele. Și în această seară, Domnul Iisus are putere să ierte păcatele. Pentru că El a spus și a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Glorificat să fie numele Lui. Glorificat să fie numele Lui. Haideți să intrăm într-o stare de bucurie în prezența celui care are putere să mai ierte și astăzi păcatele. Slăviți să fie numele. Dragi frați și surori, vreau să mă apropii de încheiere. Chiar dacă în vechime sunt oameni care se prețuiesc și se vorbesc cu atâta drag și noi îi vorbim. Vorbim despre părintele nostru Avram, vorbim despre marele proroc Moise, despre Ilie, despre Elisei, despre mulți alții. Le urmăm credința, cum spune și Apostolul Pavel la evrei, urmați-le credința și uitați-vă la noi, pașii voștri. Au făcut o sumedenie de lucrări în care Dumnezeu Tatăl a fost proslăvit și în vechime. Învia din morți. S-au deschis mările, s-a deschis râul, a curs apă din stâncă. Dar un singur lucru n-au putut. Un singur lucru nu au putut să facă. Să ierte păcatele. Să ierte păcatele. Domnul Iisus Hristos aminte în lumea noastră să ne aducă viață, să ne răspundă. Domnul Iisus Hristos a venit să facă ceea ce altul nu a putut să facă. A fost om, dar a fost Dumnezeu. Glorificat să fie numele Lui. Ca om a zis, mie sete. Dar ca Dumnezeu a zis, eu sunt apa vieții. Ca om, din nou, a zis pe cruce, mi-e sete, dar ca Dumnezeu a zis, Tată, iartă, numai Dumnezeu putea să facă așa. Mărire Lui. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Rămâne aici. Am să mai fiu cu dumneavoastră și nu vă obosesc. Timpul se apropie de încheiere. Și zic ca Domnul să ne ajute ca mai departe să mergem acasă pe un alt drum. Dacă te-ai întâlnit cu Iisus Hristos, s-a născut și l-ai văzut. Uite acasă pe un alt loc. Fie alt om începând cu seara aceasta. Dumnezeu schimbă vieți. Indiferent
cât de oțelit ar fi inima ta, împietrită. Dumnezeu schimbă vieți. El are metodele sale. Într-un vers sau altul, mai devreme sau mai târziu, tu și eu devenim alți oameni. Mergem acasă pe un alt drum. Mărire Lui. Amin. Amin. Înainte de a încheia, aș vrea să mai solicit odată grupul de colindători să-L laude pe Domnul și zic Domnul să-i binecuvânteze. Amin.